Bă, ce se vede acolo? Mă, frate, e un câine în spate de unde am venit, ce se întâmplă? Bă, doar pe acolo, bă, nu-i, măi, canalică. E lumina acolo, mașina noastră. E poliția, fă, e poliția. Așa, mă, haideți, veniți încoace. Păi hai cu mine, stai tu. Dau. În linie, așa. Gură. Salut, eu sunt Teo și unde credeți că suntem? M-am tot gândit ce să fac special de 200.000 de abonați, așa? Ce le-a plăcut, mă, la viețile mele cel mai mult de la mine de pe canal, ești nebun? Oare ce? Ce să fie? Baza militară din Strejnic. Tot n-am strâns, deja. N-am strâns noi 50.000, dar suntem aproape, avem vreo 46.000. Încă... Hai, hai, mă, să mergem. Ce mai mâini în brațe? Vreau să mă văd. Hai, hai, frate, să ne întoarcem la Strejnic. Să... Mi-a crescut părul. Am zis, hai mă, să ne întoarcem la baza aia, să vedem ce e acolo. Deci, în seara asta, nu scapă mireasa aia nevăzută sau femeia aia înaltă. Ăștia deja s-au tripat, deci nici n-am intrat bine aici. Păi sunt greiere aici. Bă, frate, e groasă. Dar sunt cam mulți greiere aici. Am zis să o luăm pe altă parte, să nu reluăm vlogul chiar așa cum l-am făcut data trecută. Băi, deci, uite, aici nu e încă baza aia militară, baza militară e mai încolo și noi ne-am oprit aici. Ăștia m-au luat, m-au speriat aici, nici n-am intrat bine, m-au speriat, au zis că au văzut ceva la geam. Bă, bro, păi să nu-i... E o gură? Bă, nu știu dacă e din cauza că n-am mai filmat eu de mult, dar să mor eu de nu mi-e o frică acum, deci că n-am mai fost niciodată de într-un loc de ăsta. E pentru că am mai fost în locul ăsta și m-am obișnuit, am zis că e ok, dar de unde acum, când am intrat... revenit... Nu, prost a fost că noi cunoșteam pe partea cealaltă, dar am zis, hai mă, să fie altceva. Se... Hai să intrăm, mă, deci ce am zis că facem noi la întoarcerea asta, n-are rost să o luăm iar pe toate clădirile și până alea. Da, deci n-am țin fost, minte că știu că aici n-am fost. E o clădire în care Cesima data trecută n-a vrut să intrăm că i-a fost prea frică, că ea zice că e o groapă de mor săpat aici. Yeah. E pentru Teo. Du-te, bă, dracu, de aici. Dar nu e de morți, mă, în primul rând. E de vii. Nu e, mă, e canari. Du-te, mă! E mic, mă, e șoricel. Nu e șoricel, nu e... Doamne, păi stai, mă, că dacă e mic, înseagă și măsa și tasul. Vino, vă rog, să te filmez. Doamne, ia-l de aici, Dima! Dima, ia-l de aici, că bun! Nu e, deci seara asta... Băi, eu nu vă pun unde merg, mă, dați-mi și pe o lantină. Eu am călcat încă cărezi de astea de țap, cred că găsim țapii aia nebuni. Bă, am început vlogul ăsta forță, deja am dat de un șoricel. Dacă ieși măsa și tasul pe aici, s-a terminat. Arunc astea și fug, nu mai, mă, joc cu mirese, cu țap, cu d-astea, nu mai, nu mai. Băi, ia uitați-vă la mine cum dau cu ăsta cu zoom. Cum ar fi la cât o fereastră de asta să iasă unul, să vedem în față. Termină-te, Dima, cu... Bă, sunt ok cu asta, doar să nu mai vă și obolam în cavaș gura voastră. Uite acolo unde ține bântă, da? Nu-i nimic, bă, nu-i. Băi, voi v-ați luat-o proză rău de tot acum, pe început de vlog. Bă, groapa aia, că eu mă duc să mă bag în ea dacă vine ceva. Bă, ce-am crezut că lumina aia de departe sunt doi ochi, m-am căcat pe mine. Băi, deja e agitație prea multă, trebuie să preiau puțin conducerea. Stați, dracu, pe loc, că m-a zăpăcit de tot. Bă, deci, prima dată, nu știu dacă am terminat eu de zis, deci trebuie să mergem în clădirea aia unde a zis Cesima că s-a văzut ceva la geam mai demult când a fost ea, doar că data trecută i-a fost frică să intre și am zis de data asta să o las acasă, că data trecută ne-a cam forțat să plecăm, că, bă, nu mai sparge de-alea că mor. Că data trecută i-a fost frică rău de tot și acum hai să mergem în clădirea aia unde n-am intrat, frate. Da, dacă nu pe Dima bagă și tu lanterna aia. Adevărat, bă, Dima, tu ai lanterna aia bună în cur. Fii aici în față, că vină cu aici, că e nebunie. Bă, cel mai aiurea e la ăla care filmează, frate, că el trebuie să fie atent în cameră și eu nu vă pun unde merg. Speriat. De ce? Bă, pentru că știi că imaginația bogată îți vede umbre și fețe. Cred că astea sunt arenele romane. Ce, mă? Ce-i cu aia? Am auzit ceva. Bă, tu, deci cu tine e o problemă vlogul ăsta, mâncați-l și gura ta. Ăsta cred că complotează împotriva noastră, mă. Bă, să mor eu, dar nu e show de lumini aici, avem 5 lanterne toate diferite, mâncați-l. Aia lui Gabi e bună. Old school. You know what I'm saying, cred că e ce rachetă. Bă, am găsit o ușă pe aici, hai să intrăm prin ea. Deci casa aia era între două case, frate. Deci cumva trebuie să intrăm în complexul ăsta, baza asta ce e ea. Da, e mult. Complex, forță. Bă, în seara asta Teo este pe val. Vreau să văd. Bă, eu vreau să văd unde e și mireasa aia la geam. Mai în centru pe acolo. E mireasa ta? Da. Să mor tu, dar nu o convin și tu în seara asta. Uite, pe aici e, pe aici e, încolo, 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 încolo. Fără mișto. Uite, deci fix aici trebuie să fie, frate. Bă, sunt prea mulți greieri aici, mă, ce-i crescătorie de greieri? Bă, asta e, mă. Bro, deci ții minte perfect. Noi eram în partea aia, veneam aici și la un moment dat eram cu Cesima, s-a oprit fix acolo la șanțul ăla și mi-a zis că, bebe, acolo am văzut-o, nu știu ce. Și noi n-am mai intrat că i-a fost frică. Haideți, mă, direct să o căutăm. Bă. Jură-te că tu ai aruncat. N-am aruncat eu. Bă, eu cred că vreau așa. Bă. Dar de ce mereu se auzi sunete de-astea? Bă, zic fără mișto, tu ai aruncat? Nu! Nu, bă, cine s-a aruncat, mă, frate, că eram atenție aici. Aolo, Doamne, bă, parcă data trecută era, bă, mai Caterinca, mă, nu știu ce se întâmplă data. Acum e mai multă dramă. Uite, trebuie așa, mergem așa, bam, bam, bam.
Doamne, greierii ăștia au concert, mâncați aici, deci m-au terminat. Uite, asta e casa. Asta e, mă, uite, intrarea. Care intră primul, Teo? Eu intru. A, forță, hai că intrăm. Hai că intrăm, s-a baricadat, mă. Și hai ca. Dima, să mor tu, deci fii atent, vino încoa și fă o serenadă. Și ea e gen Julieta, tu ești Romeo. Ce-ai, mă? Bă, Gabi, ești tripat rău de tot, mă. Dima, să mor tu, deci primești follow de la toate viețile mele, dacă vii și faci o serenadă de la mireasă. Bă, tu n-o să mai zici că dorme cineva aici în dormitor. Bă, mă, îi l-am și tu, mă, ce-i? Nu. Uite, pune camera acolo. Ia. Bă! Putem să intrăm pe aici, exact. Hai, voi prim. Hai, Dima, tu primul de data asta. Bă, ce atâta chin că doar ridicai piciorul ăla și intrai? Bă, îmi cădea telefonul. Vii și tu? Poate ți se rup pantalonii. Bă, hai, mă, să nu cazi. Așa. Hai să explorăm pe aici, mă, să vedem. Trebuie să urcăm la etaj neapărat. Dărâmături peste dărâmături, cauciucuri nu mai avem aici, se pare. Mamă, cum e aici, ești nebun? Da, ia stați, mă, ia, hai să facem o schemă. Mireasă, ești aici? Bă! Bă, de ce nu era în spate, mă, bă, ce fel a fost? Spate, dar voiam să trec de tine. Bă, gam. Mai speria puțin ce-i drept. Ce-i stâng? Bă, Gabi, se aude ceva de sub scară, frate. Ce? Se aude ceva de aici. Dacă e șobolan, am fugit. Bă! Bă, de data asta, în vlogul ăsta, sunt fericit că nu mă mai jura spune, nu-i jura spune, bă! Bă, ăștia ce sărbătoresc aici, mă, mâncava și gura voastră. În sfârșit am găsit și scările, hai să urcăm să vedem. Pam, 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 pam. Eu cânt că mi-e frică, mâncava și... Mamă, ia vedeți câmp aici. Facem un grătar aici? Doam! Da. Bă, da, stai, mă, aici de ce e iarbă și aici de ce nu e? Mamă, ce dor îmi era de un vlog de ăsta. Bă, da, v-ați gândit oare că noi mereu o căutam la geam? Dar s-ar putea să o vedem când suntem noi la geam și ea să fie jos? Voi vă dați seama că dormim aici? Ia să vedem. Ia să vedem. Da, o încercare eșuată. Gură de miel, ce faci? Stai pe Instagram? Eu caut să văd dacă e on. Mireasa? Da. Bă, da, adevărat, nesimțită, să mor eu. Bă, am zis că asta e seara cea mare. Am zis, gata, îl combinăm în sfârșit pe Dima. De unde? Mireasa nu e nici în casa asta. Iubirea mea, ne-ai dat țeapă. Hai să căutăm acum țapul. Hai să-l căutăm pe de țeap. Bă, da, Dima, unde-i Jason, frate meu? Bă, Jason nu cred că mai e. Jason, când auzi de stare de urgență și astea, a plecat. A, păi și ce crezi? Cred că a luat-o și pasta, mă. A luat-o cu vrăjeală. Hai, fata mea, că e COVID, e stare de urgență, te duc eu undeva unde nu e. Adus-o în Suedia. Ce bă, Dima, ți-a frate să-mi... Adevărat, bă. Haide după țap, partea a doua. Deci avem două vloguri într-unul. Căutarea miresei care e fail și căutarea țapului care, dacă e fail, plâng. Bă! Bă, dar de ce vă speriați, mă, frate? Țapul ăla? Da. Uite de acolo. Bă, iată. Bă, ce se aude acolo? Da, mâncați aici. Acolo mergem. Da. Ia, hai mă, la aia roșie. Eu am auzit ceva aici în iarbă. Aici, aproape de noi? Da. Bă, se apropie greier, ăștia, da, ce... Se aude... Să mor eu de nu prind un greier de ăsta, să-l iau la întrebări. N-am văzut în viața mea unul. Ia, uite-l, să mor eu de nu e sub asta. Dar uite, vezi, mă, vezi ce bagabont, ea a tăcut acum că m-am apropiat de el. Ăștia-ți dă ea, mă, de stare în gură pe net și când da. Îi vezi aici, ea, gata. Ai auzit? S-a auzit iar. Ia ziceți. Bă, s-a auzit pe filmare, mă? S-a auzit iar, bro. Ok, deci acum nu mai avem de a face cu țapi? Nu știu cu ce. Se aude ceva urât rău de tot. Deci e avion, dar nu se vede niciun avion pe ce. Bă, eu mi-am calat-o prost. Ok, deci aici și data trecută mi-a fost frică și acum mi-e parcă suntem prea în câmp, frate. Uite, avem casele astea, dacă e cineva pe aici, îl salutăm și să știți că noi n-am venit pe ceartă pe astea, doar vrem să filmăm la mișto și noi. Vizită. Hai să urmărim greerele. Nu mă, că păi fuge bagabontul. Eu mă duc după el să moară. Faceți, mă, vrei să prindeți greiere? Eu vreau să... Uite, mă, vezi, te-ai apropiat de la tăcut, ești nebun? Dar vreau să-l... N-are tu pe fraierul. E aici, mă! Dacă am ajuns să ne certăm cu greierii, e jale. Ei, se mor de noi în turn și e sus de tot țapul. E da, viața mea! E direct, are și aripi. Și ce crezi că face țapul acolo sus? Gătește, ne face cartofi prăjiți. Ia uzi. Încole. Mamă, l-am găsit, mă. Bă, eu nu vreau să merg la el. Eu fac pe curajosul pe vlog aici, dar m-au luat niște transpirații. Bă, stai că noi ne-am aventurat gen în pădure, oarecum. Ce, mă, dacă ne omoară cineva aici, nu mai știe nimeni de noi. Nimeni. Încole. Bă. Mamă, ce aproape.
Bă, oare se aude pe filmare? Colo? Se aude, cred că se aude mai tare decât data trecută. Stați așa un pic să facem planul. Deci viețile mele, ca să înțelegeți, sunetul ăla se aude de acolo. Noi suntem... Nu mai știu unde suntem, să mor eu dacă vă mint. Faza e că încolo sunt case. Dacă e ceva, fugim acolo. Bă, ce e asta, mâncă? Piscină, clar nu e. Uite, are și intrare aici, forță. Să mor de nu piscină. Bă, se apropie niște câini. Nu se apropie. Mamă. Bro, eu cred că se apropie. Ia hai mă să o luăm încet așa. Bă, dar e mare rău piscina asta, e olimpică, mâncați. Sau cumva, sau de un câine din spate, de unde venim noi? Da. Mă, frate, e un câine în spate, de unde am venit, ce se întâmplă? Bă, doar pe acolo putem să ieșim. Bă, ce se vede acolo? Să mor eu de nu-s doi ochi. Pe cameră nu știu că se vede. Se vede, că în cameră mă uit. Ba, nu se mai vede acum. Nu, e, deci nu se mai vede acum. Mamă. Bă, îmi tremură picioarele, mâncava. Bă, se aud mai mulți, nu unul. Și se aud pe spate. Deci le-am promis la viețile mele, dacă ne întoarcem, căutăm. Bă, de unde vine sunetul ăla. Chiar că 50.000 de like-uri pentru asta. Cine vrea de like, cine nu, nu, nu mai am pretenții. Am vrut doar atunci să văd dacă le-a plăcut, să vedem dacă facem partea a doua. Eu am vreau 50.000 de like-uri la clipul ăsta. Că ia ta și asta și că e aproape. Bă, e prea aproape. Bă, ia asta. E o lumină acolo, mașina noastră. E poliția, bă, e poliția. Băi, viețile mele, am zis că nu ne speriem noi deloc, dar ce credeți? Nu ne-am speriat noi de țapi, de fantome, de nu știu. Eu ce. Da. Când am văzut mașina de poliție lângă mașina mea, nu știu de ce, că nu, până la urmă n-am făcut nimic greșit, dar ne-a luat pe toți o panică, mâncava. Da, e mare, rău. Deci așa adrenalină, vă jur, că eu nu am mai avut niciodată. Deci știți cum mă simțeam? Știți în GTA când aveți 5 stele? Dar până la urmă, n-am făcut nimic, dar sunt eu terminat. Dar știți când aveți 5 stele în GTA și vă face așa? Așa era mici nebun. Și până la urmă, până să ajungem și noi la mașină, a plecat echipajul și până la urmă, cred că nici n-avea nicio treabă cu noi. Pur și simplu s-a oprit acolo, că am văzut din o mașină. Din pură siguranță. Ce? Da, am văzut o mașină, oprit acolo. Da. Viețile mele, cam ăsta a fost și vlogul. Nu uitați de mărci. Nu uitați să intrați pe www.teozegiu.ro și pe www.dimagio.ro. Ce mănânci acolo, mă? Parcă țineai dietă. Azi e cidei. Să vedeți dacă vă place ceva. Cam asta a fost și vlogul. Hai că vlog. Scriam vlog dacă e. Cam asta a fost și vlogul. Sper că v-a plăcut. Sper că v-am ascuns pe buze. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să lăsați un comentariu, să dați un share și să vă abonați la canal. Și la al meu. Să vă abonați și la canalele băieților dacă vreți. Să ne dați un follow pe Instagram. O să găsiți linkurile pe ecran sau jos în descriere. Și până data viitoare, Doamne ajută să ne găsim sănătoși, fericiți și tot cu zâmbetul pe buze. V-am pupat, vă pupă și băieții. Pa, pa. Ah, nu știam. Salut, bă, lăsă de vela, pașurile mele și vela.